Gata. Hmm? Da. Asta este, ăsta este ouul meu. Și este cadoul meu pentru Grivita, pentru proiectul Grivita 53. Un teatru care sper eu că se va naște cât mai repede, pentru că de nimic nu e mai mare nevoie pe lumea asta, după ce ai mâncare, apă și așa mai departe, decât de cultură. Și atunci orice loc care se naște nou și care va găzdui evenimente culturale pentru noi e binevenit. Cu atât mai mult dacă e făcut de prieteni, e o binecuvântare. Deci Grivita 53 va fi tinerețea noastră cumva sau middle age-ul nostru, pentru că suntem acum la 40 de ani și dacă el va fi cumva până când noi va da Dumnezeu să fie sănători să facă 80, asta va fi mărturia noastră către viitorii colegi, artiști, actori, către viitorii spectatori mai tineri. Atât am putut noi lăsa în spate, să dea Dumnezeu să putem cu ajutorul vostru să lăsăm, asta e mărturia noastră.